Deputatul PSD Constantin Bârcă a declarat în cadrul unei conferințe de presă că lucrurile nu stau bine deloc la nivel național, iar o criză politică este ultimul lucru de care România avea nevoie în aceste momente de criză economică și sanitară profundă. Acesta a mai vorbit și despre interpelările făcute la Ministerul Agriculturii, la care nu a primit răspunsul dorit. Aș vrea să încep în a-i mulțumi domnului primar Dulce pentru faptul că promisiunile pe care le-am făcut cu toții cei de aici din fața dumneavoastră în campania electorală de anul trecut, mă refer la drumul de la Siderca și, bineînțeles, celelalte străzi din municipiul Călăraș, care încet, încet, prin conturi și odată cu ele, își găsesc rezolvarea și promisiunile noastre. De asemenea, vreau să mulțumesc doamnei director de la ADR, în speranța că proiectele pe care tocmai mi le-a prezentat, care am văzut că beneficiază de finanțări mari și sper ca o parte din fondurile atrase de ADR Sud-Muntenia să rămână aici la noi în Călăraș. De ce vă spun toate lucrurile astea și am început așa? Pentru că la nivel național lucrurile nu stau bine, așa cum a spus și domnul senator Cionoiu, după cum ne cunoaște și dumneavoastră, fiind zi de zi alături de noi. Noi, în activitatea parlamentară, în afară de întrebări, interpelări, declarații politice pe care le cunoașteți, avem și niște întrevederi punctuale cu miniștrii, cei care ar trebui să se aplece asupra nevoilor cetățenilor pe care îi reprezintă de altfel. Mă refer la Ministrul Agriculturii, am făcut o interpelare și, bineînțeles, o întâlnire cu dumnealui. Răspunsurile au venit, nu sunt cele pe care le așteptam și mă refer la mult trâmbițatele ajutoare pentru secetă, seceta pedologică de anul trecut. Răspunsul a fost vag, brusc și, cum să zic, așteptat într-un fel. A făcut tot ceea ce a stat în puteri pentru a obține banii pentru pagubele ca urmare a secetei, doar că, bineînțeles, totdeauna atunci când nu avem rezolvare, aruncăm neputințele noastre în curtea altor persoane, altor factori de decizie, și anume Ministerul Finanțelor nu a fost de acord și nu au acceptat aceste sume atât de necesare pentru fermierii noștri. Pentru prima dată săptămâna aceasta în Comisia de Agricultură, colegii mei din USR au votat împotriva colegilor lor din arcul guvernamental, mă refer la parlamentare din PNL. Într-adevăr, erau niște proiecte propuse pentru a fi respinse, pentru că nu-și mai găseau utilitatea la momentul acesta, erau din vechea legislatură, dar chiar și așa au votat unul împotriva celuilalt, lucru care s-a întâmplat și în Camera Deputaților, în ședințele de plen. Neînțelegerea lor era vizibilă și a culminat cu momentul în care deputații Partidului Social Democrat a depus a doua moțiune simplă împotriva Ministrului Sănătății, pentru că era normal ceea ce vedeți dumneavoastră, vedem și noi și toată țara, anume oamenii mor în spitale, lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie. Drept pentru care am depus, după cum spuneam, moțiune simplă, n-am mai ajuns la vot pentru că premierul României a înțeles cam târziu, din punctul meu de vedere, să-l remanieze pe fostul ministru, pot să spun, Vlad Voiculescu. Ca și bani pentru proiectele care urmează și care au fost promise de colegii noștri din PNL și cei din USR Plus, vedem că nu sunt. Din discuțiile oficiale și neoficiale, rezultă că nu sunt bani suficienți, nu sunt chiar deloc în bugetul statului. Drept pentru care s-au erijat în a ne arunca în față acest renumit Plan Național de Redresare și Reziliență, care vreau să vă spun că la momentul acesta se află la varianta a patra. Zilele trecute a fost trimisă varianta a patra la Comisia Europeană pentru a fi aprobată. Așadar, mai avem mult de așteptat până a fi aprobat. Sperăm în cele din urmă această variantă și banii până la urmă vom vedea cum și prin ce ministere să ajungă prin proiecte în județele României.
Poziția Partidului Social Democrat la momentul acesta, un moment de criză ca urmare a pandemiei și acum avem suprapusă și o criză politică, nu este aceea de a sprijini un premier al PNL-ului, nici de cum de a sprijini un premier din partea USL Plus, va din contră, sperăm să avem un premier al Partidului Social Democrat și până la urmă am dorit să ajungem la alegeri anticipate, pentru că din 90 până în momentul acesta, nicio alianță care a venit la guvernare din 2-3 partide nu și-a atins targetul, nu a putut să facă binele promis. Vreau să vă spun că din discuțiile cu colegii parlamentari din alte partide, ne-au spus, noi suntem la guvernare în această alianță, nu 3 partide, ci 5. Vorbim de PDL, de PNL, USR, Plus și, bineînțeles, UDMR-ul. Trebuie pentru care noi credem că pentru a fi guvernată țara noastră este nevoie de o majoritate solidă în Parlament, o majoritate compusă dintr-un partid majoritar în Parlament și minoritățile, poate alții care vor asigura majoritatea parlamentară. Ca și activitate în județ, am continuat împreună cu colegii mei întâlnirile în organizațiile noastre, acolo unde avem primar, dar mai ales acolo unde nu avem primar, tocmai pentru a ne pregăti pentru alegerile din cele două localități care vor urma în vara aceasta, cred, sau la începutul toamnei, și ne asigurăm că în perioada următoare vom avea organizații puternice, le vom crește. Acolo unde nu reușim, vom face o reorganizare astfel încât să fim pregătiți în orice moment pentru a arăta că proiectele noastre, cele care le-am spus în campania de anul trecut, sau poate dacă vom mai avea campania anul acesta, în cazul unor alegeri anticipate, să fim pregătiți, să demonstrăm că tot ceea ce spunem facem, iar oamenii trebuie să aibă încredere în noi și să ne voteze și, de ce nu, să avem o guvernare a Partidului Social Democrat, pentru că, cred că sunteți de acord cu mine, singurul partid după Revoluția din 90, sau după anii 90, mai bine zis, cel care a avut cadrele bine pregătite a fost Partidul Social Democrat, indiferent ce denumire a funcționat, și cele mai multe lucruri bune care s-au întâmplat după 90 au fost făcute de Partidul Social Democrat.